dori să-l salut pe domnul președinte la Chișinău și să-i mulțumesc pentru această vizită. Și vreau să vă spun că am și avem toate motivele să spunem că domnul președinte este un adevărat prieten al Republicii Moldova, iar cooperarea noastră cu Banca Europeană de Investiții a cunoscut o dezvoltare frumoasă în perioada imediat trecută și cu certitudine va cunoaște, sper, domnule președinte, o dezvoltare și mai frumoasă. În cadrul discuției de astăzi pe care am avut-o, am făcut o trecere în revistă a celor realizate în prezent în cadrul cooperării bilaterale, dar și am discutat despre posibilitățile de intensificare a cooperării noastre. Aș dori să amintesc cu această ocazie că, până în prezent, Banca Europeană de Investiții a inițiat 7 proiecte investiționale în Republica Moldova, dintre care 6 în sectorul public. Valoarea totală a acestor proiecte este de 235 milioane euro. Am beneficiat de suportul Băncii Europene de Investiții în domenii importante, cum ar fi reabilitarea drumurilor, modernizarea aeroportului internațional, aprovizionarea cu apă și canalizarea mai multor orașe din țară, cum ar fi Florești, Soroca, Leova, Orhei, Hâncești și cea de lungă. Renovarea transportului public în municipiul Chișinău, susținerea activității sectorului vitivinicol și creditarea prin intermediul sistemului bancar a întreprinderilor mici și mijlocii. Un subiect aparte al discuției l-a constituit oportunitățile de finanțare oferite de fondul recent creat, Fondul Fiduciar pentru Asistență Tehnică al Parteneriatului Estic, care în cel mai scurt timp va permite identificarea proiectelor comune în sectoarele precum energetic, transport, mediu și telecomunicații. Am discutat în special cu domnul președinte despre aprovizionarea cu apă potabilă de calitate în Republica Moldova. Și am avut această înțelegere că vom colabora de comun acord, în primă instanță pentru a avea o strategie a implementării acestor proiecte și să identificăm împreună și soluțiile de cofinanțare a acestor proiecte. Pentru noi, acest proiect este unul vital, deoarece vizează nu doar propriu-zis aprovizionarea cu apă potabilă, vizează sănătatea cetățenilor noștri. Un subiect în cadrul discuției pe care am avut-o a fost vis-a-vis de crearea infrastructurii pentru comerțul produselor care provin din agricultură, acelor piețe agricole despre care am vorbit până în prezent suficient de mult, este necesar să trecem la implementare, deoarece în urma creării acestei infrastructuri noi vom oferi nu doar dinamism în activitatea în agricultură, dar vom oferi și posibilitatea ca producătorii să aibă competitivitate atât în piața internă, dar și privind capacitatea de export. Astăzi putem afirma cu certitudine că avem o relație de colaborare eficientă cu Banca Europeană de Investiții, că în toată această perioadă am simțit permanent sprijinul puternic al partenerului nostru, ceea ce personal pe mine și ar trebui pe toată lumea să ne facă să privim cu mai mult optimism în viitor. În continuare, așa cum semnizăm pe suportul Băncii Europene de Investiții în implementarea unor proiecte ce țin de modernizarea sectorului energetic al Republicii Moldova prin asigurarea eficienței energetice. La acest capitol am avut un schimb de păreri înainte de a intra în conferință de presă. Avem nevoie să avem o abordare complexă, ceea ce ține de implicarea bugetului statului, bugetelor locale, contribuția beneficiarilor în acest proces de eficientizare energetică a locuințelor și, desigur, sumele necesare pentru a fi atrase ca fiind surse creditare sau sub formă de grant. Aici ne vom mișca rapid pentru a avea această viziune. O problemă aparte și un proiect aparte vizează modernizarea capacităților de generare a energiei electrice de către CET-uri, renovarea și reabilitarea
termică a clădirilor m-a referit, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice, crearea parcurilor industriale, deschiderea liniilor de credit și serviciilor consultative băncilor comerciale și, sigur, alte proiecte. L-am asigurat pe domnul președinte de angajamentul ferm al Guvernului de a contribui la implementarea eficientă a proiectelor în proces de derulare, de a asigura transparența totală și aplicarea regulilor și bunelor practici în cadrul acestora. Sprijinul Băncii Europene de Investiții este extrem de valoros pentru țara noastră, de aceea doresc în final să-mi exprim încrederea că cooperarea noastră, bazată pe considerațiune și încredere reciprocă, va continua să se dezvolte și proiectele care au fost inițiate sau care urmează să fie inițiate vor cunoaște finalitate în interesul și în serviciul cetățenilor. Și țin să vă mai mulțumesc o dată, domnul președinte, pentru vizită și pentru atitudine. Ladies and gentlemen, it's for me a pleasure to be here in Chișinău. Doamnelor și domnilor, este, îmi face o plăcere să mă aflu aici în Chișinău, la invitația domnului prim-ministru și, în primul rând, vreau să mulțumesc domnului Firat pentru faptul că m-a invitat. Este prima mea vizită, dar cred că nu și ultima, în această capitală și, de fapt, această vizită s-a dovedit a fi una foarte plină și foarte utilă. Ieri, după masă, am avut niște întrevederi fructuoase cu 5 membri ai cabinetului și, în dimineața aceasta, am avut întrevederea cu domnul prim-ministru. Am avut parte de niște schimburi interesante de păreri în ce privește cooperarea Moldovei cu Uniunea Europeană. La fel și am vorbit despre situația economică a țării și perspectivele acestea. Evident că am discutat și portofoliul existent al proiectelor din Moldova și posibilitățile ulterioare de cooperare cu Banca Europeană de Investiții. Uniunea Europeană este extrem de interesată ca să aibă o stabilitate bună, o guvernare bună, o dezvoltare economică pozitivă la granițele sale externe, de fapt, frontierele de est ale Uniunii Europene și EIB-ul este gata să contribuie prin finanțarea durabilă a proiectelor de investiții în țările din parteneratul estic și pot să vă spun că noi, în acest sens, avem o colaborare excelentă cu Republica Moldova. Din 2007, când Moldova a devenit eligibilă pentru finanțarea din partea BEU-ului, noi am semnat 7 proiecte în sumă totală de 235 de milioane de euro. Aceasta o face Republica Moldova să fie cel mai mare beneficiar de finanțare din partea BEU-ului ca raport la mărimea PIB-ului în țările din vecinătatea estică și în Asia Centrală. Noi am pus accent pe domenii în care expertiza noastră puternică dezvoltată în Uniunea Europeană a putut răspunde solicitărilor părții moldovenești. Și aceste domenii sunt următoarele: transport, energie, aprovizionare cu apă, dar în Moldova a trebuit să adăugăm încă un sector care a fost un sector nou pentru BEI, e vorba despre sectorul vinicol. Am semnat un împrumut, scopul căruia este să susțină vinificatorii din Republica Moldova și prima debursare va fi făcută înainte de sfârșitul acestui an. La capitolul transport, deja am semnat 2 împrumuturi pentru reabilitarea drumurilor și acum suntem la fază de pregătire a celui de-al treilea pachet de finanțare. Deci vedeți că noi finanțăm domenii cum ar fi transport, energie și apă. Sunt domenii în care BEI-ul are o ureașă experiență și acum suntem gata să oferim această experiență Republicii Moldova. To bring this expertise to your country. Thank you for your attention. Mulțumesc pentru atenție. Cazul în situația în care am avut acea dificultate la exportul de vinuri. Reacția a fost una promptă. 75 de milioane de euro în condiții foarte avantajoase pentru cei care sunt implicați în activitatea de producere a vinului în Republica Moldova. Asta înseamnă nu doar transfer de experiență, asta înseamnă investiții la nivel de echipament, investiții în vederea prosperării noilor piețe, investiții la nivel de asigurarea calității vinului în cazul dat, acțiuni care vizează promovarea vinurilor și așa mai departe.
Așa cum a spus și domnul președinte, până la sfârșit de an va fi prima dezbursare. Proiectele urmează a fi finalizate la nivel de examinare a celor care aplică. Dar în același rând vreau să vă spun că abordarea a fost complexă. Pe de o parte, Banca Europeană de Investiții a venit cu această creditare necesară, pe de altă parte, Uniunea Europeană, la nivel de Comisie și Parlament European, au dublat cota de export a vinului moldovenesc pe piața europeană. Deci aceste două acțiuni, dacă doriți, care vizează același obiectiv, demonstrează foarte clar că Republica Moldova are prieteni și are parteneri care, dincolo de abordarea tehnică care vizează scrierea proiectelor, sume de bani, condițiile de dezbursare și așa mai departe, au atitudine favorabilă față de noi. Și ceea ce încă o dată vreau să punctez, pe mine mă face să fiu optimist, să privesc cu încredere viitorul. Atâta timp cât vom avea parteneri, prieteni, noi avem șansă. Și dacă îmi permiteți încă o dată să-i mulțumesc domnului președinte pentru suportul care îl acordă în țările noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună.